Bună seara! Ei, sunt eroii Moldovei. Sergiu Toma este cel mai bun sportiv moldovean al anului 2011, conform Asociației Presei Sportive din Moldova. În acest an, Toma a cucerit medalia de argint la campionatul european și medalia de bronz la campionatul mondial de judo. Catch the leg, he throws himself right over, but look how much he's cleared the mat. Vicecampionul european și medaliatul cu bronz la Mondialul de Judo în 2011, Sergiu Toma a fost ales de către Asociația Presei Sportive din Moldova cel mai bun sportiv al anului. Pe locul 2 în topul jurnaliștilor s-a clasat campionul european la box în 2011, Veceaslav Gojan. Pe treapta a treia în preferințele presei sportive s-a situat Zalina Marghiev, care a cucerit aurul la Universiada Mondială în 2011. Mariana Eșanu a fost desemnată de APSM cel mai bun tânăr sportiv, Petru Caduc cel mai bun antrenor, iar selecționata de rugby 15 cea mai bună echipă a anului 2011. Demențial! Jucătoarele de tenis Kim și Elke Clijsters, Janina Wickmayer și Caroline Wozniacki au făcut un spectacol total la turneul demonstrativ Diamond Games. Wozniacki a încântat din nou publicul cu dansuri sexy, a țipat la lovituri și i-a luat locul arbitrului. De partea cealaltă, Kim Clijsters a vrut să facă o glumă la meciul cu Wickmayer și a ieșit un haos. Cine o pupă pe adversara mea va câștiga o mașină, a spus belgianca. A urmat o adevărată nebunie la care nimeni nu se aștepta. Als eerste een kus geeft, die wint hier een witte notto. Spectatorii au luat-o în serios pe Kim Clijsters, care le-a promis o mașină celor care o vor săruta pe adversara ei, Wickmayer. A fost nevoie de intervenția forțelor de ordine pentru a-i opri pe pupăcioși. Spectacolul a continuat în meciul dintre Caroline Wozniacki și Kim Clijsters. Cele două jucătoare de tenis au țipat la fiecare lovitură. Wozniacki nu s-a oprit și i-a luat locul arbitrului spre deliciul publicului. Cireașa de pe torta turneului demonstrativ Diamond Games a fost deja cunoscutele dansuri sexy ale danezei Wozniacki. Duelul titanilor la turneul printre amatori la futsal Premier League Sports.md. Echipa fostului internațional moldovean, Gheorghe Stratulat, Geamăna, a surclasat formația ex-lupului galben Igor Negrescu, Dacia FC de ce, scor 13-2. Într-un alt meci, jurnaliștii de la Ulhionia s-au impus în fața lui Ciuva, scor 2-0.
Echipa jurnaliștilor Olhioni a trecut cu 2-0 de Chivas și conduce grupa C cu 6 puncte după două partide disputate. Într-un alt meci, formația fostului internațional moldovean Gheorghe Stratulat Geamana a umilit echipa ex-lupului galben Igor Negrescu, Dacia FCDC, scor 13-2. Chiar dacă se numește pentru amatori, sunt și jucători care au jucat în trecut. Noi avem, practic, toți sunt amatori. Am primit o plăcere imensă să joc contra astfel de jucători care în trecut oricum au fost jucători buni, Stratulat și Șoimu. La noi este o echipă foarte bună, cu foști jucători internaționali, ca Oleg Șoimu, Jora Stratulat. Suntem noi care am jucat fotbal și în țară. Spectacolul a continuat în partida Endava Comedy Chișinău. Umoriștii au pierdut cu 5-3 după ce au condus cu 2-0 și și-au făcut praf un coechipier care nu a jucat. Грамил на самом деле олень, понимаете? Он привозит деньги из оленя. Это олень просто, поэтому как бы это причина нашего поражения. Dacă pierdem, nu avem șanse. Primul time antrenorul a zis a doua să ne strângem și ne-am stabilit și am câștigat. Etapa a treia a turneului printre amatori la futsal Premier League Sports.md va avea loc duminică 18 decembrie. Fabulos protest unic în fotbal. Fanii lui Aberdeen, la care Sir Alex Ferguson a făcut istorie, i-au adus un coșciuc patronului clubului. Fanii lui Aberdeen, echipa care a câștigat Cupa Cupelor în 1983 cu Alex Ferguson la timonă, au protestat într-un mod inedit pentru perioada proastă prin care trece clubul. I-au adus un coșciuc personalizat patronului Stuart Mill. Să înceapă fiesta! Boca Juniors este în sărbătoare! A câștigat titlul în Argentina și a dat o petrecere fierbinte pe arena la Bombonera, unde fetele frumoase au încins atmosfera. Boca Juniors a câștigat apertura în 2011 și a ajuns la 25 de titluri în istorie. Galben-albaștrii au dat o petrecere pe cinste pe terenul propriu la Bombonera după ultimul meci din campionat cu All Boys, scor 1-0. Veselie la taekwondo! A avut loc una din cele mai haioase și intensive lupte la acest sport. S-au bătut doi pici. Ha ha ha!